Anca Bejan, să auzi despre teatru sau despre teologie. Bună seara, numele meu este Anca Bejan, am să sparg gheața. Sunt într-adevăr curioasă de unde legătura atât de puternică între tatăl dumneavoastră și teatru. A făcut studii de teatru după război. El a studiat dreptul, dar a făcut două facultăți, ca dumneavoastră văd că faceți trei acum, da? Făcuse dreptul, dar așa cum a spus mereu, cumva a fost rușinea familiei, pentru că descindea dintr-o dinastie de juriști de prim rang, iar el a fost un student slab la drept. De altfel, un prieten de-al bunicului meu îi spunea: Mișule, dacă Fito ar fi și serios cu cât e de deștept, ar fi extraordinar. Dar nu era foarte serios, mă rog, își dădea examenele fără problemă, dar nu l-a pasionat foarte mult, dar cultura lui juridică se vede, da? Adică așa student slab cum era, era totuși un om care gândea juridic și se mira la cei mai tineri, nu zic cine și tineri intelectuali, spune, nu înțelegi, nu gândești juridic, da? nu sunt în stare să înțeleagă diferența între o lege și un decret, da? Mă rog. După aia a avut, sigur, cariera scurtă în diplomație, până când l-a dat afară Ana Paucăr în 47. L-a dat afară, deci nu l-a angajat Ana Paucăr, important de subliniat asta. După asta a făcut studii de teatru, dar are o legătură, de fapt, cu Alice Voinescu. Pentru că Alice Voinescu era profesoară la teatru și ea l-a influențat foarte mult din copilărie. Încă de aminte, când ați intrat dumneavoastră în sală, la un moment dat se auzea evocarea Alicei Voinescu, care era o foarte, foarte, foarte bună prietenă de familie, adică era o prezență constantă în casă. De aminte, am și găsit recent niște scrisori ale lui Tante Mimi, nu mai știu, o ții minte foarte bine. E cea de-a treia nevastă a bunicului meu și, făcând ordine în casă, am găsit o cutie plină cu scrisori și se vede foarte mult și legătura ei, a ei, nu doar a bunicului, cu Alice Voinescu. Da? Deci, asta este explicația. Da? Alice Voinescu și faptul că a studiat teatru, a făcut studii de teatru și apoi a fost și secretar literar la Teatrul Notara, însă să știți că el avea în ultima parte a vieții, era exasperat de inovațiile, între ghilimele, da? Toate inovațiile care practic ucid teatrul contemporan. Vă spun că în ultima vreme să sper că nu o să fiu dat afară de aici. N-am mai văzut piese bune. Și tata spunea: Dumnezeu, vreau să văd o piesă pusă în scenă clasic. M-am săturat de actualizări aberante în care apare Hamlet în training, Otello în costum de motociclist, Richard al III-lea în chip de Dragnea. M-am săturat, da? Sau Sfinxul ca Iorga, Tirezia ca Iliescu. Nu mai suporta toate aceste stupidități contemporane. Da? Și cumva în ultima vreme se cam detașa, se răspunde, de teatru. Anumite, sigur că au urmărit cu mare interes viața teatrală. Da. Aș mai avea o întrebare. Vă rog. Spiritul și litera, cred că se referă la Pavel, la Sfântul Pavel, nu? Care spune că litera ucide și spiritul dă viață. Da? Fără îndoială, e o referire la Sfântul Pavel, dar, mă rog, e oarecum banală, nu e... Da? Și apoi a interpreta ceva în literal sau în spirit. Da? A înțelege spiritul unei legi. Da?
Dar adică nu e neapărat încărcat teologic titlul ăsta, nu cred lucrul ăsta, dar sigur, avem un verset faimos al lui Pavel, din Corinteni, nu? În 1 Corinteni, prima către Corinteni. Asta pentru examenele de la teologie, da? Mai sunt alte întrebări? Da. Aș avea o întrebare pentru doamna Mătescu. Cristian Gheorghe mă cheamă. Tare, ca să te audă toată lumea. Referitor la CD-urile pe care le-am văzut, sunt curios, există la Radio România un program de a scoate CD-uri cu oamenii de cultură remarcabili sau e cât o inițiativă așa punctuală? Nu, există Fărângeale, unul dintre, una dintre mizele editurii Casa Radio, iar acest audiobook face parte dintr-o colecție, Vocile Memoriei, și tocmai asta e scopul acestei colecții, Vocile Memoriei. Da, aș mai adăuga ceva. Radio-ul românesc are și acele conferințe radiofonice din perioada mai veche. Și unele au fost republicate și bravo că le-ați republicat, pentru că sunt absolut esențiale, da? Sunt foarte importante. Da? Deci radio-ul public românesc are această arhivă minunată și o să tot putem exploata acest filon important. Sunt conferințe păstrate, sunt multe texte, dar sunt conferințe păstrate și audio. Da. Și au fost editate de-a lungul anilor. Da. Bine, mulțumesc. Alte întrebări? Uite acolo în spate. Domnul Nicuțiu. Vreau să vă întreb, deci studiul despre biserica de la Curtea de Argeș a fost scris în anii 50, da? Da. Adică sfârșitul anilor 50, da. Ok. Și a vizitat, bănuiesc că a fost pasionat, a vizitat biserica. Da, sigur. Adică este scris, știu că ea a fost renovată în anii 70, dacă nu mă înșel? Nu. Mă pasionează foarte mult, tot m-am revizitat a 100 oară, cred, biserica cu o săptămână, adică sunt pasionat de acest biserica moment. Biserica a fost restaurată în mai multe etape. Prima curățare a picturii semnificative a fost în anii 20, puțin înainte de primul război mondial, dar mai ales în anii 20. Și ulterior a fost o lucrare care a început în anii 80 și a ținut undeva până la sfârșitul anilor 90 sau chiar începutul anilor 2000 în diferite faze. Sunt picturi din epoci diferite, deci sunt trei niveluri de pictare în secolul XIV, pe urmă un alt nivel de pictare în secolul XVIII, încă un alt nivel din secolul XIX și, în mod regretabil, restauratorul care a lucrat în secolul XX și-a permis o mică semnătură și a refăcut o scenă cu mâna lui, pe care n-a semnalat-o și n-a semnat-o. A corectat. Corectat pictura. Bine, era o zonă degradată, deci nu e. Dar a lăsat asta ca o glumă pentru cercetătorii de după el. Deci Sfântul Nicolae Domnesc este încă un monument prea puțin studiat. Adică acolo ar merita în primul rând. Acum este, dar asta e cu adevărat o încercare de citit monumentala teză de doctorat a lui Dan Mohanu despre Sfântul Nicolae Domnesc. Deci trebuie să așteptăm acum să treacă câtva timp cineva să o citească cu atenție pentru a ne spune tot ce a descoperit Dan Mohanu. Nu, Sfântul Nicolae Domnesc necesită o reproducere fotografică sistematică a diferitelor straturi pentru a o putea înțelege. De aia, eu spun, pentru ce se putea vedea în anii 50, Alecu Paleologu a văzut foarte mult,
văzut foarte mult. Deja a fost acolo, a cercetat. În anii 50 cred că nu erau schele, deci s-a uitat de jos, cum s-a spune, ori știți la ce distanță înalt Sfântul Nicolae Domnesc. Și e remarcabil. Sigur că existau clișee deja al negrului produceri, care, pe care probabil că a lucrat și ulterior. În mod ideal, sigur că dacă aveam timp aici, ar fi meritat să arătăm câteva imagini și să vedem cum le-a comentat Alicu Paleologu, dar poate facem asta la Casa Paleologu, da. O altă dată. Un seminar de aprofundare. Da. Da. Cred că mai sunt cumva întrebări sau... Da, acolo, în spate. Vă auzim. Numele sunt doctorița Eva Mihaela. Aș vrea să vă întreb, este o prezentare foarte frumoasă, complimente. Ați spus că a făcut închisoare. Puteți să spuneți în ce perioadă a făcut închisoare și dacă a avut... 59-64. Dacă a avut legătură cu Biserica Catolică și dacă s-au întâlnit cu martirii care au făcut închisoare pe timpul comunismului, nu știu, cu Durcovici, cu Vladimir Ghica, cu cei din Ardeal și așa mai departe. Foarte bună întrebare. Da, și aici o să răspund eu că... tata a fost închis între 59 și 64. Bun, cei mai mulți dintre dumneavoastră știți că e vorba de procesul noi ca Pilat. Din câte știu eu, cel mai bun studiu pe tema asta e cartea lui Stelian Tănase despre procesul Noi Capilat, unde arată niște lucruri care chiar pentru protagoniști erau puțin surprinzătoare, cum a fost construit de securitate acest proces, care e cel mai mare proces prin numărul celor implicați. De fapt, sunt grupuri care nu aveau legătură între ele și intenția securității a fost de a crea de a crea o manipulare mizerabilă, da? De a crea ideea că sunt un grup reacționar, legionar, mă rog, toți erau în viziunea lor calificați în felul ăsta. Da? Și sunt mai, apar în procesul ăsta persoane care nu prea aveau legătură cu Noica sau cu Pilat, cum e Păstorel Teodoreanu. Da? Păstorel Teodoreanu s-a trezit săracul în acest proces pentru că era prieten cu cineva care fusese iubitul fetei lui Gheorghe Udej, da? Doctorul Plăcințeanu. Nu avea niciun fel de legătură cu nici cu noi, ca nici cu tata, nici cu altcineva. Dar a fost un proces foarte mare. Tata a fost condamnat la 14 ani de muncă silnică, din care n-a făcut, slavă Domnului, decât 5. Dar e deja enorm, bineînțeles. Așa numitul proces al intelectualilor. Da, e procesul intelectualilor. Și a fost ultimul mare proces. Cred că e cel mai mare ca amploare. Nu cred că e cel mai mare, dar în orice caz este ultimul. Da, exact. Pentru că în 1964 a fost dat decretul de eliberare a deținuților și acesta a fost procesul de după Revoluția din Ungaria, după 56, și a vrut să fie un proces exemplar. De intimidare. De intimidare, să arate că poți să pună la pământ intelectualitate. Da. Foarte bună completare, mulțumesc. Acum, legat de Biserica Catolică, tata a fost apropiat de Vladimir Ghica. Vladimir Ghica, o figură desigur exemplară, o figură de sfânt, fără doar și poate, dar avea pasiunea asta de a converti ortodoxi la catolicism. Lucru care, sigur că, din perspectiva ecleziologiei catolice actuale, e puțin ciudat. Și a convertit la noi în familie, a convertit destul de mult. L-a convertit chiar și pe bunicul meu. Mă rog, bunicul era ceva mai sceptic, probabil, dar fratele lui tata a fost un catolic foarte fervent. De-al minte, la noi în familie,
sunt două branșe, sunt cei foarte cum se cad, deci după aia noi, tata și cu mine, dar fratele tatălui meu era un om de bunătate și de cum se cădenie extraordinară. I-am și spus odată că e singurul om din familie care nu m-a enervat niciodată și a fost foarte încântat, Andrei. Nu știu, tu l-ai cunoscut, Andrei? Nu. Nu, era absolut minunat și el a fost catolic și foarte, cum să spun, foarte pios toată viața. Tata a fost mai mult influențat, mă rog, a marcat de personalitatea lui Vladimir Ilica, dar nu e o etapă peste care a trecut, dar avea lecturi teologice, atât ortodoxe cât și catolice. Acum, sigur că, vă dați seama, în închisoare stăteau la grămadă, erau de toate, da? Și chiar când a fost botezat Nicu Steinhardt, erau de față și catolici, și ortodoxi, și greco-catolici. În general, cei care au și stat în închisoare sunt ceva mai ecumenici, mai puțin așarnați. Da? Și Steinhardt a considerat că e important că a avut de prezent la botezul lui și catolici, și ortodoxi, și greco-catolici. Încă, poate un lucru, când spun Nicu Steinhardt, să știți că nu e o chestiune de familiaritate. Așa îl chema, în acte îl chema Nicu Aurelian Steinhardt. Asta e numele oficial, nu Nicolae, e numele de monah. Cred că am trebuit să ne oprim. Ce zice Ioana? E bine, da? Să ne oprim acum. Vă mulțumesc foarte mult